și a fost James Woolsey, care a fost șeful de, șeful de CIA între 93-95. Și Pacepa a spus, am fost un agent soviet pentru 27 de ani. Asta este întregul cărier în care el a fost aici în România. Uh-huh. Atunci nu este ceva de discut aici. El a fost... Ce credeți atunci că el când a defectat nu atât din România, ci a defectat din agentura sovietică? Aici e o chestiune care este, și asta e puțin complicat. De ce? Din cauza foarte mulți care a defectat din blocul sovietic, n-a cum se spune, întors total împotriva țările mame. De fapt, i-a avut niște sentimente și chiar ei au pus niște lucrurile în continuare pe niște linie. E posibil că ei au făcut asta din cauza și ei au fost îndus în eroare înainte. De exemplu, Oleg Gordievski, șef de stație în Londra, KGB, care a plecat în 85. În 1990, el a publicat o carte în care el fac o afirmație acolo că Gheorghe Dej a fost un agent soviet. Now, asta e plauzibil, din cauza imperioadei stalinist, el a fost un agent soviet, din cauza toți comuniști lideri a fost, dar după asta el a fost altceva total și pentru el se râde că asta atunci a fost o linie de dezinformare sovietic. Acel încă o caz care este chiar mai interesant în legătură cu România. Oleg Kalugin, care n-a defectat, dar el a ciocnit cu KGB și după asta el a plecat în Statele Unite, el a publicat o carte în 93-94 și acolo el a vorbit despre faptul că el a creat un fel de echipă anti-terror în 1976. Și spunând tot timpul că Uniunea Sovietică n-a avut nimic să facă cu terorism. Și acum noi avem documentele de la Andropov în care el chiar fac asta un punct de mândru că, de fapt, șefii de aceste echipe de terorism sunt agenții și noi putem îndrume ei pe... Și au creat și o divizie de teroriști, până la urmă. Da, exact. Dar el a